În timp ce se afla în misiune, un echipaj de la jandarmerie a observat că un tânăr dădea târcoale mașinilor dintr-o parcare de lângă cazinoul din stațiunea Mamaia. După ce a verificat portierele la două mașini, la a treia, băiatul a avut noroc. A găsit mașina deschisă și a început să cotrobăie. În acel moment, echipajul de jandarmi l-a somat pe tânăr, moment în care oamenii legii l-au recunoscut pe un prieten vechi. Este vorba despre un minor în vârstă de 14 ani din Constanța, care nu este la prima abatere. Ce? Cum ai? Ce ai spus, Trazine? În urma flagrantului, tânărul a fost condus la sediul biroului de poliție Mamaia, unde i s-au întocmit actele de constatare pentru fapta de furt calificat.